Casa Cluburilor a fost inaugurată astăzi la Colegiul Național Traian din municipiul Drobeta Turnu Severin. Casa Cluburilor este un spațiu destinat elevilor pentru a-și desfășura activitățile extrașcolare. Conform autorităților, în acest proiect s-au investit aproape 2 milioane de lei, vechea clădire fiind complet reabilitată atât în exterior cât și în interior. Clădire dezafectată, o clădire care nu folosea la nimic, am investit aproape 2 milioane de lei, 1 milion de la primărie, 1 milion pe PNDL 2, reabilitată total, atât interior cât și exterior, instalații electrice, termice, totul pentru copii. Ați văzut și noastră copiii foarte bucuroși și încântați de ceea ce am realizat. Este extrem de important ca elevii să aibă activități și după orele de curs, pentru că doar cu școala, doar cu cartea, este ok, dar nu este de ajuns. Teatru, lectură, activități sportive, sunt lucruri care am reușit să le punem la punct și sunt extrem de bucuros de ceea ce am reușit să realizăm la Liceul Traian. Astfel, fostul atelier al Colegiului Național Traian s-a transformat în Casa Cluburilor. În acest loc, peste 300 de elevi își vor desfășura activitățile extrașcolare. În cadrul Colegiului Național Traian sunt 10 cluburi în care desfășoară activități extrașcolare peste 300 de traianiști pasionați de robotică, de astronomie, lectură, desen, teatru, dans, voluntariat. Ne bucurăm astăzi, 30 martie 2023, că inaugurăm această clădire care în ultimii 20 de ani nu a putut să desfășoare nicio activitate. Fostul atelier al Colegiului Național Traian va prinde astăzi viață și va fi Casa Cluburilor. Casa Cluburilor are 6 săli și va fi dotată cu mobilier și tehnologie IT prin programul PNRR. De asemenea, se va înființa și un laborator de informatică inteligent.